Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să purtăm o discuție despre publicitatea la cazinouri, jocuri de noroc, săli de păcănele, site-uri de pariuri și așa mai departe, mai ales că se desfășoară acum campionatul mondial de fotbal și ați văzut în pauzele meciurilor, dacă vă uitați la aceste meciuri, în pauzele meciurilor, transmisiunile TV de la postul public de televiziune sunt literalmente inundate de reclame la site-uri de pariuri. Cineva scria ieri că tradiționala bere a dispărut din aceste pauze publicitare și a fost înlocuit. Mai apare câte o promoție la un supermarket, de câte am văzut, poate, nu știu ce mai e, dar sunt inundate. Adică a numărat cineva, am senzația că din 16 reclame difuzate într-o astfel de pauză, 12 erau la pariuri. De toate felurile. Adică acum e momentul și făcute așa, acum e momentul, norocul tău, șansa ta, joacă acum, îmbogățește-te. Problema este că știți foarte bine că aceste jocuri de noroc dau dependență. Programele care combat dependența în România sunt rachitice, n-am auzit să fie cine știe ce, mai sunt niște fundații pe aici pe acolo care se mai ocupă de așa ceva. Cred că fiecare dintre noi știm pe cineva care s-a lovit de o astfel de problemă la un moment dat. Dependența de jocuri de noroc este foarte, foarte dură. Este una dintre cele mai dure dependențe posibile. Din păcate, afectează mai ales persoane cu venituri mici, cel puțin în România, și este de natură să distrugă familii, să distrugă oamenii propriu-zis. Ne norociște cariera, îi izolează în societate, este o problemă foarte mare. Întâmplător, în perioada asta este și un proiect de lege pentru interzicerea publicității comerciale audio-vizuale pentru cazinouri și jocuri de noroc. E un deputat PNL care a inițiat acest proiect de lege. Problema este că statul e dependent de veniturile din jocurile de noroc, așa cum este dependent și de veniturile din industria tutunului, altă industrie care îmbolnăvește și provoacă enorm de multă suferință. Iată, în 2021, veniturile raportate de companiile din industria jocurilor de noroc, land-based, adică astea care sunt fizic, în orașe, în sate, păcănelele, sălile de păcănele, deci nu alea online, agenții de pariuri, nu știu ce, a fost de circa 1,4 miliarde de euro în România. Profitul net a fost undeva în zona de 110 milioane de euro. Taxele pe care le-a colectat statul în 2021 de la operatorii de jocuri de noroc au fost de aproximativ 700-800 de milioane de euro. Și a fost un an cu restricții. Observă Ziarul Financiar, de unde am luat datele, pentru că agențiile erau închise la ora 22, dar acum e libertate. Știți foarte bine, sunt două direcții de acțiune pentru jocurile de noroc. Odată, păcănelele pe care le vezi peste tot, la orice colț de stradă, în mediul rural, este nenorocire. E plin, oriunde te duci, sunt săli de păcănele la toate colțurile. Oamenii aia nu au cu ce să se îmbrace. Sunt în situație de pauperitate energetică, nu consumă curent, dar sările de păcănele sunt pline în permanență. Că astea merg mână-mână cu sărăcia, cu cât e mai săracă lumea, cu atât acolo merg mai bine. Da, pentru că oamenii sunt disperați, nu văd altă cale de a câștiga mai bine și se gândesc, poate am noroc rapide în viață și iau niște bani. Și rezultatul e evident că la jocurile astea de noroc, întotdeauna clientul e la care pierde. Și am remarcat, apropo de asta, când am fost în vacanță în Spania astă vară, la un moment dat, pe stradă am întâlnit o sală de jocuri, știi? Da. Și era ușa larg deschisă. Și am fost curios, am intrat. Nu era nimeni. Da. Nimeni. Nu era de amploarea ăstora de la noi, cu sute de aparate. Erau câteva. Nimeni nu era. La asta se adaugă site-urile de jocuri de noroc. Plin. Le vedeți cu reclame la televizor. Și atunci întrebarea pentru voi în dimineața asta este așa. Sigur, trebuie luate în calcul și veniturile pe care le încasează statul român. Oricât de furioși am fi noi că se iau bani din suferința unor oameni, statul încasează mult. 800 de milioane de euro. Banii ăștia se duc după aceea, teoretic măcar, în programe de ajutorare, la sănătate, la educație. Sunt niște bani încasați. Și atunci, întrebarea noastră este asta. Ați fi de acord să fie interzisă publicitatea în mediile audio-vizuale și restrânsă masiv, să zicem, în internet, pe internet, pentru jocuri de noroc, cazinouri, fie ele de-astea fizice, la colțul străzii sau site-uri? Da sau nu? Și cum să fie combătută dependența? Și de asemenea, dacă aveți
povești personale, dacă ați trecut printr-o astfel de dependență, dacă știți pe cineva care suferă sau a suferit de o dependență de jocuri de noroc și care a fost efectul asupra lui sau familiei sale, vă rugăm sunați-ne. 0372 069599. Am vrea opiniile voastre. Sau pe WhatsApp, dacă pe WhatsApp. Ne puteți scrie sau povesti, 0728-3132. Da. Bun, deci 0372069599, opiniile voastre despre jocurile de noroc și săile de păcănele din România și dacă știți vreo poveste de dependență sau ați trecut prin asta. Bună dimineața și bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. O zi bună și inima bună să aveți, v-aș dori. Mulțumim. Care e experiența ta? Experiența mea e interesantă. Ca meserie, am fost primul ofițer în față la Tokyo în 89, deci vă dați seama ce meserie am avut, eram transmisionist și transmiteam de acolo. Întotdeauna m-am ferit de ele, toată viața mea. De jocurile de noroc. De jocurile de noroc, da. Așa. Dacă vă aduceți aminte, la început, după Revoluție, erau păcănelele acelea simple pe care le încărcai cu coarțul de la brichetă. Da. Și se încărca și luai banii și fugeai. Nebunii de cartier. Nu știam asta. Ce am vrut să vă spun? Da. Am 10 ani de Anglia. Peste tot este o publicitate agresivă. Și noi uităm un singur lucru. Jocurile acestea de noroc aduc bani bugetului de stat. Da, nu uităm asta. Care ar trebui să se ducă unde ar trebui să se ducă. Uh-huh. Aici este o altă discuție. Sunt în spatele jocurilor de noroc, trebuie să înțelegem, sunt sute sau mii sau milioane de psihologi, psihiatri, care știu ce înseamnă o adictivitate și care apasă exact pe punctul sensibil. Ai jucat în viața ta? Am jucat. N-am fost, până acum 6 luni n-am jucat deloc. Acum 6 luni stăteam în stradă în Anglia din recte motive și am decis să intru să văd cum este. Am băgat în primele 3 zile 2800 de lire, care sunt bani, credeți-mă. Dar de ce am băgat în ei? Ca să învăț rutina mașinii. Rutina mașinii este o mașinărie. Este gândită tot de mintea umană. Și o poți învinge, dar nu o învingi în fiecare zi. Am văzut câți bani ai cheltuit? Când ai zis acum 6 luni ai intrat, câți bani ai cheltuit până acum? 2800. Atât? 2800 în Mercur și Admiral, care sunt acolo. Nu le facem reclamă, că sunt departe de noi. Să știți că ei au o politică agresivă în a-ți face reclamă. Ei au anumite ore în care intri și dacă ai card, te-ai înregistrat la ei, îți spun ei 10 lire și pui tu 10 lire de la evident, tine. Evident, că totul e, să spun, știi, când tu zici că trebuie să înțelegi rutina mașinii, îmi pare rău. Te lupți cu un sistem întreg care speculează scăderile psihologice ale oamenilor. Jucătorii se bazează pe chestia asta de foarte multe ori. Să înțeleg eu mașina, sunt tot felul de mașină. De povești, multe dintre ele adevărate, cu randamentul acestor mașini. Știi că ele sunt gândite, au un soft care presupune că la fiecare 100 de lei care intră în mașină, trebuie să iasă 70. Dar dacă nu există o regulă după care mașina întoarce banii ăștia, iar toți jucătorii de asta își leagă speranțele, știi? Mm-hmm. Problema mi se pare că pe lângă faptul că sunt afectați în general oamenii săraci, o altă vulnerabilitate importantă este cea a tinerilor. Mm-hmm. Eu când eram în liceu am avut și eu o perioadă în care am jucat, erau pocăre electronice atunci, tot păcănele, dar cu poker. Mm-hmm. Și m-am dus cu un coleg odată întâmplător într-un local și am jucat și prima oară când am jucat am câștigat. Și am ajuns după aia luni de zile mai târziu din banii mei de buzunar să-mi păstrez bani doar de un sandwich cu șnițel și de un suc și restul banilor toți îi jucam la astfel de jocuri, știi? Nu știam asta. Și acum, uite, fiul meu are 13 ani și mă întreabă în continuu, dar ce sunt astea case de amanet? Ce sunt săli de jocuri? La noi în zonă Moșilor Obor este plin de săli de jocuri și de amaneturi, care merg mână în mână. Mână în mână, da. Știi? Și am explicat, da. Știi cum e? Nu e suficient să explici unui copil, adică... Nu, pentru că are curiozitate și intra acolo. Și acum pericolul mare vine din online, pentru că tu trebuie să iei niște bani să te duci la sala de jocuri, și pe drum mai ai timp să-ți minorii revii. N-au voie, minorii n-au voie, fauna e nasoală acolo, da. Adică poți să te mai trezești un pic. Pe când dacă stai acasă cu telefonul în brațe și pui bani și joci și apeși pe un buton și se învârte alea pe acolo și câștigi sau pierzi. E mult mai nasol. Neața, băieți. Probabil că eu voi fi în subiectul hit-ului de azi. Eu sunt una dintre persoanele care oferă cu împrumut bani multor, nu multor, hai să zicem vreo 10 persoane am care îs în patima asta. De ce fac asta, o să vă întrebați? Pentru că lucrez pe 22 de milioane și nu mi-ajung.
ca să-mi susțin nivelul de trai pe care mi-l doresc. Îmi rotunjesc veniturile și nu exagerez, spunând că mai fac cel puțin 2000 de euro pe lună din împrumuturile astea pe care le dau, bineînțeles, cu dobândă, că știți cum e treaba. Nu o să vă dau nici nume în ce oraș din care sunt, deși sună așa de parcă aș fi din Moldova. Adevărat. Bine, asta e cămătărie. Cele bune. Ce tare. Da, și da, ca să continui mesajul anterior, sunt adevărate drame, pentru că am colaborator, prieten, putem să-i spunem oricum, care și-a făcut o statistică, pentru că e bun la matematică și el crede că sigur o să bată sistemul. În cursul anului trecut a băgat 3 miliarde. Într-adevăr, nu a scos decât 2, dar el încă speră. Am un alt prieten pe care l-a lăsat soția și copiii și acum s-a mutat înapoi cu mama sa și a lăsat munca. Da, sunt adevărate drame. Îmi fac mea culpa. Da. Formidabilă poveste. Mulțumim că ne-ai împărtășit-o. Știi că nu putem să fim de acord cu tine. Știi că nu putem să te încurajăm să faci asta. Dar e și ilegal ce să spune, dai bani, da, ce camătă. Spune ascultătorul nostru, descrie amploarea tragediei care se petrece sub ochii noștri, adesea fără să o vedem. Și avem multe mărturii tulburătoare venite pe mesaje în dimineața asta. Uite, cineva ne spune că soția mea joacă, din păcate e groaznic. De când am aflat, îi păzesc cardul de salariu cu sfințenie. Iar altcineva spune... Sunt inginer constructor pe șantiere la pauza de masă. 80% dintre muncitori joacă ruletă virtuală. Alex semnează mesajul. Total de acord cu interzicerea reclamelor. Apropo de ce spuneam, că n-ai timp să te duci de pe șantier la sala de jocuri, dar dacă o ai pe telefon, în fiecare pauză de masă mai pierzi niște bani. Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, te ascultăm! Eu sunt total de acord cu interzicerea publicității pentru jocurile de noroc. Sunt una dintre multe persoane care au fost sau sunt dependente de jocurile de noroc. Din fericire, eu pot spune că am scăpat de această adicție. Am 33 de ani, de la vârsta de 18 ani până la 31 de ani am fost dependent de jocuri de noroc. Și care e cel mai jos punct în care ai ajuns în timp ce erai dependent? Ce ai făcut cel mai rău atunci? Am cheltuit ultimii bani din casă, am vândut aur din casă, în condițiile în care am și un copil. Mm-hmm. Familia? Familia m-a ajutat, da. Soția m-a ajutat, ajutor pe care inițial nu l-am perceput ca fiind ajutor. Mm-hmm. Am divorțat, am fost căsătorit, am divorțat în urmă cu un an și jumătate, am fost la psiholog, obligat de soție. Iar toate aceste lucruri m-au ajutat. Eu de un an și jumătate, poate chiar mai bine, un an și 8-9 luni, n-am mai dar erai conștient de faptul că aveai o dependență, nu? Adică și exact. Înțelegi? Bun, și eram dacă voiai, sau acum, privind retrospectiv, pentru o persoană care e conștientă că are o dependență și ar vrea să scape de asta, nu știe cum, ce sfat îi dai? Cui să se adreseze? Unde să se ducă? În primul rând să vorbească cu familia, măcar cu un membru al familiei, nu cu prieteni, cu un membru al familiei. În primul rând să conștientizeze care e problemă. De fapt, asta este, contează. Uh-huh. Să vorbească cu un membru al familiei, să meargă la psiholog, fără psiholog nu reușești. Iar pentru mine mare ajutor a fost copilul. Dacă el a fost motivația mea, dacă nu aș fi avut copilul, dacă nu aș fi știut că aș putea să-mi pierd copilul, nu cred că aș fi reușit. Motivația e cea mai importantă în a scăpa de orice dependență, fie de jocuri, alcool, droguri și așa mai departe. Îți mulțumesc și ție pentru tot ce ne-ai spus și sper că cine e interesat și e pe recepție înțelege. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Auziți bine? Da, te rog! Da! Da. Eu vin un pic din altă parte. Am lucrat acum ceva timp în domeniu și am lucrat vreo 9 ani de zile. Da. Într-adevăr, sunt de acord cu voi. Publicitatea e mult prea agresivă și ar trebui, să zic, restricționată. Sau dacă nu ar trebui restricționată, măcar eu aș obliga firmele care fac asemenea publicitate să aloce tot așa un procent mare pe campanii de conștientizare și de educare a oamenilor. Problema mare nu e dependența de jocuri. Problema mare în România este educația.
E cea mai mare problemă pe care o are România, pentru că oamenii nu sunt învățați că dacă te duci și te joci cu o mașină, te joci la o ruletă, la, nu știu, orice ar fi, blackjack sau orice alt joc, acel joc are un procentaj pe care îl reține mereu pentru casă. Orice ai face, niciodată nu se va întâmpla să o bați. Da, cred că toți știu asta, cred că toți știu asta, dar se gândesc că poate cine știe, în cazul lor o să meargă. Poate el e norocos, că până la urmă unii norocoși câștigă într-o zi. Ideea e că pe termen lung e greu să învingi sistemul. Și uite, mai avem un mesaj de la Brândușa din Roman, care spune că este profesoară, iar unul dintre colegi are o asemenea dependență. Și-a pierdut casa din cauza datoriilor, soția a divorțat, a început să spună minciuni ca să poată obține bani cu împrumut, e rău platnic, îl așteaptă persoane în ziua de salariu și multe altele. Păcat că e un om foarte bine pregătit profesional. Da. Am observat că și Declic există o petiție, nu? Au o petiție, au făcut o petiție prin care cer interzicerea reclamelor la jocuri de noroc, da, și pariuri sportive. Îi găsiți dacă intrați pe Google și scrieți Declic, da, jocuri de noroc, îi găsiți. Petiția, ei vor să strângă 100.000 de semnături, au strâns până acum 40.555. Da, sunt mai multe inițiative. Mai scrie cineva că este, am să zice, domnul paleolog, are o inițiativă în sensul ăsta, nu vreau să mă înșel. În mod evident, ne preocupă pe mulți în societate problema asta. Este o problemă, este o... Dependența asta provoacă o mulțime de nenorociri în societate. Societatea ar vrea să se fie mai bine ținută sub control activitatea de jocuri de noroc, să fie interzisă publicitatea, să fie impozitată mai puternic, să fie ajutați cei care au dependență. Acum mă întreb dacă totuși administrația publică înțelege problema asta și își înțelege responsabilitatea față de proprii cetățeni. Este nevoie să fie ajutați oamenii în această țară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.